Bună seara, Crăciun fericit, bună dimineața, bună să vă fie inima cu ocazia nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Continuăm să aflăm părerile unor oameni cu care colaborăm la realizarea unor dialoguri constructive care să salveze România și de nașterea Domnului. Am decis ca să am discuțiile personale cu fiecare pe același subiect, și anume întâlnirea magilor cu Irod. Putem să spunem că și în secolul 21 avem irozii noștri și magii noștri. Făcând paralele între contextul istoric din anul nașterii Domnului Hristos și anul nostru, al secolului 21. Și în această seară suntem împreună cu consilierul județean de la Arad, domnul Mirel Tajpeș. Hristos s-a născut. Bună seara! Mă bucur să ne reîntâlnim. Într-adevăr, sunt consilier județean al Partidului Național Liberal. Să fie prezentarea completă pentru o anumită perioadă până spre mijlocul anului viitor. Dar mă bucur să ne revedem după o oarecare absență și mai ales sunt încântat de tema discuției din această seară. Sunt convins că avem ce discuta, că paralelismul este extrem de izbitor. Și o să începem cu o chestiune mai puțin legată de sărbătoare și să punem o întrebare care o ascultam mai mereu la Europa Liberă. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? Frază celebră atribuită lui André Marlow, care nu o recunoaște, dar într-o discuție cu un alt om mare spune că totuși i-ar aparține, dar sub o altă formă, și anume secolul 21 va fi mistic sau nu va fi deloc. Domnule Mirel Talpeș, e actuală întrebarea? Sunt rezultate? Există religie? Nu există religie? Cum o vedeți dumneavoastră? Înainte de a răspunde, aș vrea să urez tuturor ascultătorilor sau participanților la discuțiile noastre din spatele ecranelor o perioadă de advent inspirată și, de asemenea, să urez pentru cei care respectă postul dinaintea Crăciunului, să le urez. Va fi dată de Crăciun această emisiune, deci să le pice bine postul care l-au Să le ținut. pice bine postul care l-au ținut și să-i conducă, să-i fi condus înspre o reîntâlnire proaspătă cu cel care s-a născut în Iestea din Betleem. Iar în ceea ce privește citatul dumneavoastră din Malraux, suntem deja, fără să ne dăm seama aproape, la o pătrime din secolul 21. Și îl vedem nu ateu, de asemenea îl vedem existând, trăim cu toții, întreaga planetă trăiește trepidant, și vedem că planeta noastră și rasa umană împreună cu ea trăiește foarte religios. În continuare suntem, sper să nu greșesc, undeva cam 30% din populația Pământului creștini, cu o masă destul de mare de musulmani foarte religioși sau religios, respectându-și religia lor. Vedem de asemenea cum o mică, 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 minusculă minoritate, evrei, care se definesc în primul rând ca fiind popor al Dumnezeului celui viu și adevărat, sunt undeva în cătarea armelor și sunt amenințați tocmai datorită faptului că se definesc ca și poporul lui Dumnezeu, a Dumnezeului adevărat, a lui Iahve, a Dumnezeului lui Avram, Dumnezeului lui Abraham, cum zic islamicii,
Iată dar că discutăm în termeni foarte, 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 foarte religioși în prima pătrime a secolului 21. Intuiția celui pe care l-aș citat este genială. Deci putem spune foarte limpede că trebuie să mergem să vedem cum s-a născut religia creștină, nu? Au venit magii la Irod, magii căutătorii de viitor, să zicem, cei care au știut să fie curioși, să descifreze mesajele, să caute în stele. Și acești oameni aveau și o pregătire la nivelul lor. Cred că reprezentativă, cred că eficientă, și culmea e că erau pe diferite domenii și împreună, în echipă, au început să asculte mesajele Universului prin care li se indica steaua. Și urmărind steaua, la un moment dat ea se pierde. Și când apare din nou, ei n-au mai putut de bucurie. Și ce întâlnim la magi? Magii aceștia, oameni care erau normali, probabil că apreciau că se pot adresa guvernatorului, împăratului de la acea vreme, la Irod. Și se duc direct la Irod. Și cu un tupeu de ăsta debordant, îl întreabă pe împărat: ai auzit de noul împărat? Cum ți se pare această întrebare foarte directă? Mi se pare îndrăzneață. A, bună treabă, bună! Acum mai avem oameni îndrăzneți care au curaj să pună astfel de întrebări. E foarte interesant subiectul. Mi-e teamă că simbolistic putem spune că le taie capul imediat. Nu neapărat, depinde de umoarea lui. În vremurile acelea era posibil să le taie și capul sau să le taie o mână și să o împacheteze, să o trimită înapoi la comandantul lor undeva a răsărit, dar să nu intru în anecdote istorice. Hai să le zicem pe alea actuale, că e mai interesant. Dar totuși a fost o abordare îndrăzneață și optimistă din partea acestor Și cu personaje. așteptări. Nu ți se părea că ei erau normal în situația dată să te duci să te informezi la cel mai bun om care e informat? Are servicii de securitate, are guvern, are bani, are oameni de tot soiul. Era normal să cunoască, nu? În mod normal, într-un regat sau într-o organizație statală, cum era aceea secolului I, nu știu cum să zic, în Iudeea, ca să nu spun Palestina, pentru că inducem în Iudeea. În Israel, ca să nu se supere nimeni. Așa, în zona aceea a globului. Orientului Mijlociu. Așa, era normal ca cel care deținea autoritatea sau reprezentantul autorității să aibă o structură statală cât se poate Consolidată. consolidată, normală, fără îndoială. Dar dacă am sta să analizăm, și acum aș vrea să subliniez pentru toți ascultătorii noștri sau participanții la dezbaterea sau la discuția noastră, aș vrea să subliniez faptul că ceea ce spun eu, spun pe baza strict a informațiilor din cele patru evanghelii, de fapt din cele trei evanghelii sinoptice, și în acest context voi participa la discuție, și a unor ușoare, poate, influențe sau confirmări din partea unor istorici romani sau iudeo-romani din secolul 1 și 2, adică Iosefus Flavius și Tacitus. Dar, revenind acum, magii din răsărit sau învățații sau Căutătorii. cum? Căutătorii. Căutătorii din răsărit s-au adresat autorității statale din zona respectivă, cu, eu aș putea să spun, normalitate și optimism. Ulterior, noi nu-l putem vedea pe
cum să-i spunem, domnul Irod, foarte informat, foarte capabil de a lua decizii în cunoștință de cauză și de a lua decizii raționale. Îl vedem la un moment dat, ulterior, dacă spune Neghiob, ar fi prea puțin. Dacă spune Bezmetic, ar fi prea puțin. Aproape ca un nebun, ordonând tăierea capului lui Ioan Botezătorul la solicitarea unei concubine a domniei sale. Adică luând o decizie de viață și de moarte, luând viața unui profet până la urmă, sau din orice punct de vedere a unui om nevinovat, la solicitarea unei concubine, ca să nu zic mai rău. Deci acest Irod, sau această, nu, scuze, această autoritate statală s-a dovedit mai târziu ca fiind una destul de bezmetică și destul de slabă din punct de vedere a analizei și a capacității de decizie. Oare erozii din ziua de astăzi nu sunt tot la fel? Iată că acum se petrec niște negocieri cu măriri de salarii, cu modificări de nu știu ce, cu păcăleli, că profesorilor li se dă 5, 13%, după aia 8%, după aia 13%. Nu e o asemănare izbitoare cu atitudinea lui Irod când își convoacă toți preoții? Ai de mine, preoții, să nu știe că e împăratul luminii, împăratul lumii, al păcii, cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei ce trebuia să, unde trebuia să se nască Hristos. Dar oare erau acolo securiștii lui, nu erau plătiți să afle toate secretele ca să poată să stăpânească în liniște acea zonă? Păi, securiștii lui Irod probabil că erau plătiți. Faptul că își făceau sau nu datoria, faptul că cei care sintetizau informațiile care veneau din teren, să spunem așa, înspre, eu știu ce era Irod rege, mă rog, ce-o fi fost el pe acolo, cei care sintetizau informațiile își făceau sau erau plătiți și aceia pe activitate de sinteză. Dar până la urmă deciziile erau luate de un bezmetic, de un personaj care își aroga autoritatea în nume propriu, în Putem folos. să asemuim pe Irod Ceaușescu în 89 cu atitudinea pe care a avut-o Irod în perioada anului nașterii Domnului? Dacă îmi permiteți, dacă îmi va fi permis și cu toate riscurile de rigoare, Asumate! eu sunt ale mele, mi le asum. Nu l-aș asimila pe Nicolae Ceaușescu cu Irod. De ce? Fără îndoială că Nicolae Ceaușescu, până la urmă, s-a demonstrat, a adus uriașe de servicii națiunii sale, datorită modului greșit în care a gândit. Dar nu s-a demonstrat până acum că Nicolae Ceaușescu și-ar fi folosit autoritatea pentru foloase proprii. În niciun caz. Ceaușescu a fost, poate, de la un anumit moment dat, bolnav de putere. Ce este folos propriu? Mirel, iartă-mă că te Da, întreb. corect, da, absolut de acord. Da, așa Ăsta este. este un folos propriu în defavoarea mulțimii. Megalomania pe care el a manifestat-o, exact ca Irod a fost, pentru că și el și-a convocat CC-ul lui, Comitetul Central, să decidă. Dacă ne aducem bine aminte, noi care am fost la Timișoara, în Piața Operei, auzeam că vor să ne radă cu tunul. Deci, lucrurile astea duse la extrem. Iată că istoria se repetă, ciclicitatea ei. E foarte interesant. Eu de ce am ales tema cu Irod? Pentru că avem la ora actuală irozii noștri care ne conduc. Întru totul de acord cu ceea ce spui. Sunt unii conducători care ajung sau se impun în poziții de conducere, uneori poziții de conducere totalitare, de dragul, de dorul și de lăcomia
posesiunilor materiale, să facă cât mai mulți bani, își îmbrobodesc conturi, proprietăți în țara lor sau în străinătate, se umplu de bani pe care nu îi vor folosi niciodată, dar este iluzia aceasta a lăcomiei. Alții, cum a fost probabil Nicolae Ceaușescu, ajung în anumite poziții, în poziții de conducere și fac orice de dragul și de setea puterii, de dragul și de setea a decide asupra milioane și milioane de oameni, în conformitate cu cât îi duce pe ei capul și mintea. Dar te întreb eu pe tine, cine le tragă? Eu te întreb pe tine. Numai puțin, aș sublinia faptul că oricât ai fi tu de mare conducător, că ești secretar general al Partidului Comunist Român, că ești președinte al Partidului Național Liberal în perioada post-decembristă, că ești mare profet al USR sau că ești președinte al României în primul sfert al secolului 21, nu există să poți să decizi în numele unui popor de 20 de milioane, în mod absolutist și totalitar. Nu există asta. Nu există o persoană atât de informată și atât de inspirată. Din acest motiv, popoarele, statele și-au creat structuri de conducere colective, care înseamnă parlament, înseamnă consilii locale, consilii județene, înseamnă guverne, înseamnă instituție prezidențială. Nu poate nimeni, că este Iohannis sau că este Traian Băsescu, chiar dacă ar fi chiar însuși marele Ion Iliescu, uitându-ne în urmă, atenție, uitându-ne în urmă, fără a-i discuta intențiile, ci capacitatea de analiză, de decizie. Manipulare. Ok, da? Nici chiar marele Ion Iliescu nu poate să decidă în numele unui popor de 20 de milioane de persoane. Aici am mai provocat să introduc o discuție pe care am văzut-o între președintele, în campanie electorală, între președintele Constantinescu, în 96, cu președintele Iliescu. Și cine nu își aduce aminte de acea scenă de teatru pe care a creat-o președintele Constantinescu, fiind profesor universitar cu retorica la el acasă, când îl întreabă pe președintele Iliescu: domnule, ta crezi în Dumnezeu? Răspunsul lui Iliescu: cred că ar trebui să ne dea de gândit de ce. Și ne dă un răspuns de ce în foarte mare parte suntem ignoranți. Cei care cred, au crezut în acest individ care a băut lapte roșu și n-a putut niciodată să distingă culorile. El a spus: domnule Constantinescu, suntem în secolul 20 sau cum o mai fi spus, până și biserica și-a schimbat optica cu privire la afirmația crede și nu cerceta. Deci o asemenea imbecilitate, iartă-mi că spun direct, ai zis că marele Iliescu, trebuie să știm exact că ignoranța nu este decât o rușine, pentru că în Tesaloniceni citim: ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ia câtă o mostră a eticii politice născute de pe vremea lui, prin care minciuna era transformată în adevăr pentru a se înfăptui binele public. Ia cât ce a adus comunismul. Ia cât ce a deformat, ce a semănat în mintea oamenilor. Și ia cât de ce suntem și noi acum, în secolul acesta, într-o stare care nu e prea facilă pentru a ne întâlni cu Domnul Hristos. Da, corect. În același timp, acum nu știu de ce, încerc eu să mă poziționez pe avocatul diavolului. Nu sunt, nu, și sper să, că nu ești. Sper să nu fiu niciodată, dar acea discuție sau acea dezbatere între candidatul, profesorul de geologie, Emil Constantinescu, și candidatul respectiv președintele în funcțiune a României
inginerul hidrolog Ion Iliescu. Este una dintre cele mai frumoase dezbateri electorale. Din Da, dar păcate. pus în evidență ignoranța. Dar mai este un aspect. Domnul Emil Constantinescu a jucat foarte, foarte electoral. Afirmația domniei sale nu a fost una teologică, nu a fost una științifică. A încercat doar să-l prindă electoral pe așa numitul declarat ateu sau liber cugetător, contracandidat Iliescu, să-l prindă într-o postură greșită, folosindu-se de niște elemente, să spunem așa, religioase, ca să nu spunem ideologice, la care domnul Ion Iliescu, un activist versat, extrem de potrivit. Dacă ar fi fost domnia sa în locul lui Ceaușescu în perioada respectivă, eram cu totul în altă parte. Dar acest comunist. E o părere, te rog să reții că nu sunt de Eu acord cu acum tine. eu nu pot să vorbesc decât să enunț părerile mele. Când voi spune părerile altora, voi spune de unde citesc. Dar Iliescu i-a răspuns foarte versat, i-a răspuns pe măsură domnului Emil Constantinescu. Dar atenție! Domnul Emil Constantinescu este un profesor, aș putea să spun savant, în științele naturale. Da? Domnul Emil Constantinescu este profesor de geologie, cunoaște istoria acestei planete și o predă. Și o predă în stil evoluționist. Întregul armament sau întreaga garnitură de artilerie a ideologiei materialiste se folosește de ceea ce preda domnul Emil Constantinescu, materialism, evoluționism, în perioada în care a practicat domnia sa geologia și a predat geologia. Deci este oarecum, să ne exprimăm în termeni actuali, funny, că doar în acea dezbatere domnul Emil Constantinescu a făcut o provocare referitoare la credința în Dumnezeu a contracandidatului său. Dar cam întreaga cariera domniei sale a fost orientată în alte direcții. Da, a fost orientat în altă direcție, nu contest Dar, punctul dar, ăsta. dar, eu n-am dormit câteva nopți de bucurie atunci când domnul Emil Constantinescu a câștigat președinția. M-am bucurat, am fost mândru și sunt mândru în continuare cu faptul că un om normal din societatea civilă, un universitar, a putut atunci, în perioada respectivă, să devină președintele României. Am fost mândru și sunt în continuare mândru de poporul român care a ales în anul 1996, parcă, da? Sau Da, 97, 96. da? A ales o personalitate cum este domnul Emil Constantinescu ca și președinte. A fost poate cel mai frumos moment din, nu poate, cu siguranță, din viața politică a țării noastre. Acum eu am scris o carte, Agonie și extaz, pe care am prezentat-o la moment oportun, 40 de acte și fapte, și nu găsesc în clipa de față trei afirmații ale lui Ion Iliescu legate de proprietate, dar nu numai de proprietate, despre proprietate spunea că e un moft, despre CAP-uri spunea că e cea mai bună formă de organizare. Și la Revoluție zicea ca să dea telefon la Moscova pentru ca armata sovietică să vină să ne ajute să instaureze comunismul luminat al lui Iliescu. Iată, după părerea mea, de ce cred eu că nu este suficient să ai inteligență, trebuie să fii și un cunoscător al Domnului nostru Iisus Hristos.
veritabil. Să înțelegi care este mesajul pe care l-au identificat magii atunci când s-au întâlnit cu Împăratul Lumii, pentru că nu putem să spunem altfel, cu Împăratul Păcii, cel care a spus eu sunt calea, adevărul și viața. El a venit să schimbe. Și iată că peste veacuri, putem spune destul de multe, găsim irozii noștri. Societatea românească e condusă de niște irozi. Nici pe vremea lui Irod n-au fost toți oamenii răi. Au fost și oameni buni, trebuie să recunoaștem. Însă, iată că și guvernul nostru obez se chinuie din răzputeri să se reorganizeze. Și putem spune și noi ca și Irod odinioară, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Iată că guvernul, coaliția se întâlnește și încearcă să pună pe note toate problematicile legate de dezvoltarea societății românești. Și totuși nu este rezolvată situația. Și te uiți în cadrul coaliției este vezi că unul spune hăi, unul spune cea și până la urmă merg înainte. Oare de ce s-a ajuns aici, Mirele? Ești un om care ești un analist, care cam spui lucrurilor pe nume, nu ești un tip de ăsta care ți-e teamă să-ți asumi responsabilități. De ce s-a ajuns aici? Eu încă nu m-am lămurit. Dar cum explic lucrurile? Pentru că, în mod normal, fiecare dintre noi, dacă își ia în serios rolul de om, de personaj în societate, cumva trebuie să-și explice realitatea pe care o vede în jur și să se încadreze sau nu în ea. Cum explic lucrurile? Am putea să spunem că alianța dintre Partidul Național Liberal și prin ideologie conservator, dedicat valorilor și responsabilității individuale a cetățeanului, această alianță între Partidul Național Liberal, așa cum l-am descris, și Partidul Social Democrat, care este un partid socialist, dedicat valorilor societății sau de grup, care nu pot să fie altfel până la urmă, în ultimă instanță, decât totalitare. Deci această alianță între, aș putea să spun, două extreme ale gândirii sociale sau E social-politice. periculos să spunem extreme, că de regulă extremele se exclud, statistic vorbind. Cu siguranță, dar toată lumea încearcă să spună că este de centru. Centru-dreapta sau centru-stânga. Centrul este cea mai mare iluzie, dacă nu cumva cea mai mare minciună. Nu există centru. Acum Există la centru. Arad, la Timișoara, mai nou se fac pietonale străzile pentru a asigura un confort pentru oameni. Corect. Bun. Vorba aia, se fac și târguri de Crăciun, parcă se introduce exportul de consumerism din Occident. Da, corect. Asta din punct de vedere urbanistic, dar din punct de vedere ideologic, centrul este o iluzie. Sau în destul de multe cazuri o manipulare sau o minciună. Dar asocierea, acum revenim la ceea ce ni se întâmplă nouă de câțiva ani încoace, asocierea între un partid liberal și între un partid socialist este ciudată. Păi, auzi ce s-a întâmplat pe aici, prin Timiș. Este Am numai auzit pe surse, fii atent. să-mi Și duc că ideea sunt până la capăt. numai puțin. Da. Numai puțin. Și Da. că ca să discutăm pe un subiect, chiar dacă e ziua Domnului, trebuie să deslușim lucrurile. Și că la ora actuală, guvernul a dat nu știu câte sute de mii de lei la o comună PSD-istă și de vreo 500 de mii la o comună PSD-istă și vreo 200 de mii la una liberală. La noi, la Consiliul Județean, eu spun din surse, deci nu am garanția, la o comună de liberali au dat 50 de mii de lei sau cât și la una PSD-istă 10 mii. Asta nu cred că e o normalitate.
Deci e un context, eu nu înțeleg, pentru că diferențele de principii sunt atât de diferite încât ce compromisuri mai poți să faci atâta timp cât ești în public și te bălăcărești? Da, corect. Acum menținem această paranteză și încerc să explic. Chiar astăzi am avut o ședință de Consiliu Județean în care s-au discutat distribuiri de fonduri către primăriile din cadrul județului Arad. Eu spun că conducerea Consiliului Județean a venit cu o propunere de distribuiri înspre primăriile din județul Arad, rezonabilă, de bun simț, normală. În același timp au apărut amendamente din partea unor. Conducerea Consiliului Județean Arad este liberală, bineînțeles. Așa că voi sunteți sfinți. Nu vreau să spun asta, dar partea frumoasă și mă bucur că sunt într-un fel implicat într-o administrație liberală frumoasă. Nu știu cum sunt în alte județe, dar județul Arad este chiar frumoasă și rezonabilă și de bun simț. Dar au venit amendamente din partea unor consilieri județeni PSD și au tras atenția. Vedeți că probabil am putea să dăm și la, sau ar fi util și la cutare primărie dintr-o anumită comună. S-au discutat aceste lucruri și unde a fost cazul s-a revizuit. Până la nivel județean, eu spun că administrația este aproape, aproape apolitică. Adică este un primar sau o comună care are planuri. Mă, dar ce se întâmplă, mă, că la voi pe Facebook văd tot mereu acolo Ilie Cheșa sau cum îl cheamă PSD-istul ăla, vă face recrutare la PSD din toate domeniile. E foarte necolorată administrația voastră. Domnul Ilie Cheșa este viceprimar în primăria Radului. Să știți că nu l-am văzut agresiv sau ostil în viața publică. Acum, normal, fiecare joacă Nu trebuie jocul. să fie ostil și nici agresiv, că nu câștigi. Da. Dar prin metoda aplicării acestei racolări, mie mi se pare că totuși ar trebui să veghem mai atent, pentru că principiile care generează progresul nu sunt roșii. Da, sunt întru totul de acord. Și aici ajungem la ideologie, până la urmă. Pentru că eu am afirmat cu 3 minute înainte faptul că administrația locală sau până la nivel județean nu este foarte colorată politic. Am întâlnit primari cu care am discutat, nu în județul nostru, spun din start, nu în județul nostru, în alt județ sau în alte județe, care mi-au spus, domnule, eu am fost cam pe la toți. Cam pe la toate partidele. Ți se Până la urmă, pare nu mă. normal, Mirele, Nu dragă? mă opric, nu mă zic. Și am spus, nu mă interesează atât de mult ideologia, cât mă interesează cine mă ajută să pot să fac bine comunei pe care o conduc. Vedeți, aici este ideea, mai pot să fac ceva pentru scopul pentru care am fost ales sau nu. Și cam asta este. Dar atunci când este vorba de racolări, de schimbări între o zonă și cealaltă, aici aș afirma faptul că nu. Aici se opresc lucrurile, sau aici este linia roșie. Adică, tu cum gândești referitor la organizarea societății? Tu cum gândești referitor la principiile pe care ne așezăm organizarea între noi? Adică, tu cum gândești? Trebuie să luăm impozite, să luăm caimacul de la toți care produc ceva în țara asta sau în localitatea noastră, să luăm prin impozit, să adunăm acolo un buget gras, obez, și să îl împrăștiem pentru administrație publică sau să îl distribuim ca și ajutoare sociale sau să îl distribuim ca și ajutoare sociale care să ne aducă ulterior voturi? Sau tu cum gândești? Lăsăm banii la oameni, nu-i forțăm prin instituțiile noastre de forță până la urmă, nu le luăm prin impozite exagerate banii și lăsăm să-i folosească pentru banii pe care au produs ei sau valorile pe care le-au produs ei, să-i folosească mai departe ca să-și dezvolte afacerile, să îmbunătățească, să frumusețeze zona din proprietatea lor și din jurul lor.
Da? Care este până la urmă convingerea ta? Și aici este. Nu poți să iei. Aici nu avem ce să negociem. Din punctul meu de vedere, Exact, aici se trage, e aici o se chestiune trage. de bun simț. Cu cât Corect. masa de selecție este mai mare, cu atât presiunea asupra cetățenilor e mai mică. Dacă fiecare va aduce ceea ce trebuie să aducă pe măsura ceea ce deține, normalitatea începe să funcționeze. Deci, chestiunea să fie limpede. Nu luăm de la cei care au câștigat numai, care au muncit, care au fost educați și le dăm la cei care au Mercedes-uri ajutoare sociale. Deci, o disfuncționalitate de genul ăsta o vedem și o simțim peste tot. Pentru că noi, cei care suntem corecți și plătim taxele, oricare apar, nu putem să nu vedem, atenție, că vin alții și le dau pensii pe hârtie, că nu le dă bieții pensionari. Dă-mi voie să spun că și mie mi-a crescut pensia. În momentul când am fost pensionat, am sesizat că sunt niște disfuncționalități. După 3 ani de zile de pensie, când am împlinit 64 de ani, fac o cerere, vă rog să-mi dați pensia definitivă. Într-adevăr, vine decizia de pensionare și precizează acolo că a fost omisă perioada X, Y și Z. Am fost furat. Dragul meu, sunt pensionar. Mai mult, după ce întregește toate treburile ieșind anticipat, când am ieșit la capătul liniei, îmi spune că trebuia să fiu pensionar de anul trecut, din 2022. Oare de ce au pretenții să primească salarii niște oameni de genul ăsta care te fură? Ia să-mi răspund la întrebarea asta. Să răspund. Și mi este greu. Aș putea să spun că nu sunt omul potrivit să răspund la asemenea întrebări. De ce? Pentru că dacă aș răspunde la întrebările astea, cu ceea ce am în minte, ar trebui să iau și o anumită atitudine. Dacă aș lua o asemenea atitudine, probabil că această atitudine ar fi undeva înspre curățarea aparatului de stat și aparatului de partid, de Dar ploșnițe. e vreo altă șansă, Mirele? Mă tem că nu este altă șansă. Și vreau să spun că, într-adevăr, mi-au întregit pensia. Știi cu cât? Foarte bine. Nu, no, foarte bine. Cu Dar au plătit 25 și de lei pe lună, în plătit. perioada respectivă, și cu 8 lei, mi-a crescut pensia. Eu am o pensie specială. Deci, ca să înțelegem foarte bine, avem în România cetățeni și supracetățeni. De-aia irozii care și-au adunat în jurul lor, trebuie să ne înțelegem foarte bine că vorbim de iroz, nu vorbim decât în mod simbolic. Și vei vedem atitudine celor care au condus și au fost consilieri județean și știu, nu m-au suportat că eu n-am avut decât principii. Și am zis că am avut șansa în 1990 să iau un interviu seniorului cu posul. Și pur și simplu, în jumătate de oră sau cât am stat de vorbă cu domnia sa, m-a fermecat. Și am rămas un fidel, să zicem, urmaș al imaginii lui și respectul pe care mi l-a impus m-a făcut să înțeleg că cele patru principii pe care le are creștin-democrația, ca și ideologie, morala creștină, patriotismul luminat, economia de piață și dreptatea socială sunt niște principii nenegociabile în perspectiva mea. Nu știu în altora și de aceea am preferat să ies din politică. Și nu recomand la nimeni să, dacă are capacitate și dacă are niște rezultate, pentru că în viață nu poți să stabilești 10.000 de ținte. Nu vei reuși niciodată. Trebuie să ai două, trei ținte foarte bine precise, să ți le construiești bine, să ți le fundamentezi bine și să te duci înainte. Avem nevoie de oameni politici care să-L cunoască pe Domnul Hristos, care să-L mărturisească prin fapte, nu prin vorbe. Prea multă lume vorbește și nu face nimic. Nu ți se pare? Sunt convins, tot mai convins și pe baza experienței directe pe care o am de câțiva ani de zile.
Jucăm mingi ideologice la mijlocul terenului, driblăm aiurea pentru entuziasmul spectatorilor și pentru aplauzele lor, dar facem prea puțin, într-adevăr, pentru cetățeni. Prea puțin pentru cetățeni. Această pătură, cum nu-i spun, nici elită, nici grupare, nici nimic, această pătură politico-administrativă care se lasă ca o ceață grea, s-a lăsat ca o ceață grea asupra țării, până la urmă blochează dezvoltarea pe termen mediu și lung a acestei societăți. Pentru că țara noastră nu poate să se dezvolte pe termen lung, altfel decât prin talentul, energia, entuziasmul fiecărui cetățean, individual, individualist, la nivel de persoană, la nivel de individ, la nivel de firmă, la nivel de organizație. Și hai să revenim, că ne apropiem de sfârșit, că timpul trece cu tine fabulos de repede, nu mi-am propus să o lungesc așa, dar pur și simplu a zburat. Iată un lucru foarte interesant la maci. Au pierdut steaua. Și iată de ce s-au dus la împărat. Că nu mai aveau orientarea. Și ei s-au dus la împărat că nu mai aveau steaua. Culmea culmilor. Și iată că dacă te duci la împărat, s-ar putea să rămâi chior. Și să nu mai vezi nimic. Și Biblia spune foarte simplu, după ce au ascultat pe împărat, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse rezervă mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când a văzut ce stea, n-am avut de bucurie. Deci, dragii mei, când ne pierdem busola, ar trebui să mergem la iroți, la împărați, la președinți, la oamenii pe care i-am ales. Și ce primim? Manipulare. Și ce primim? Mergeți și cercetați cu deamănuntul. Ni se dă de lucru. Bine că plătim o pleiadă de tot felul de amploiați. Și pe bani grei, cu pensii speciale. Și atunci când se mai găsește unul care are hotărâre în el, care face ceva, îl punem la punct. Las chelicățeluș și latră. Și iată că totuși Dumnezeu este de partea celor care sunt consecvenți. Îți place felul în care trebuia să pună în undă această întâlnire cu Irod, ca să-i pună în față defectele și incapacitatea managerială. Nu ți se pare că poate fi interpretat și așa acest text? Ba da, și această secvență din istoria nașterii creștinismului, aș putea spune, nașterii creștinismului, este un caz tipic de abuz de autoritate și este un caz tipic de intrare în jocul abuzului de autoritate. Bine, bine, și atunci încerc să explic pe scurt și direct cine erau acești magi din răsărit. Erau probabil niște învățați, niște profeți în zona lor, niște preoți în zona lor din Persia, care studiaseră. Este posibil să fie reminiscențele sau continuarea unei noi forme de manifestare a religiei în urma prezenței în Babilon a lui Ezra, Daniel și așa mai departe. Să nu uităm, atenție, să nu uităm că la un moment dat, când profetul Daniel s-a manifestat cu deplină integritate și consecvență și în ceea ce privește credința lui în Dumnezeul adevăratului Iahve, a fost aruncat în cuptorul cu foc, alții au fost dintre evrei duși în sclavie în Babilon și au fost aruncați în groapa cu lei. Iar la un moment dat, ce a spus când a venit, Babilonul a fost cucerit de Cirus și Cirus a spus, toată lumea, toată împărăția trebuie să se închine Dumnezeului profetului Daniel, adică lui Iahve. Este posibil, și asta este mica mea teorie, că acești magi să fi fost niște învățați, niște poate un fel de preoți, în continuarea acelui ordin imperial dat de Cirus, cu câteva sute de ani. Da, putem, da, spune putem, așa, poate. Bun, spun așa, ok, bun. Și peste sute de ani au văzut ei niște semne asupra faptului că urma să apară, să se nască
Mesia, conducătorul cel promis de Dumnezeu, în continuitatea profețiilor lui Daniel, a evreilor din Babilon, au descoperit acest lucru și au pornit înspre Ierusalim sau în zona unde urma să se nască promisul de către Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul adevărat singurul Dumnezeu adevărat al Universului. Ei bine, și aici apare abuzul de autoritate. La un moment dat, cumva și-au pierdut busola, și-au pierdut orientarea. Și atunci s-au adresat cui? Autorității statale din zona respectivă. În ideea că, măi, dacă ăsta este tipul care poartă sabia, aristocratul de spadă, ăsta înseamnă că trebuie să cunoască și adevărul. Ăsta înseamnă că trebuie să fie și autoritatea din punct de vedere religios, filozofic, și s-au adresat acestui impostor, care nu avea absolut nimic de a face cu. Da, dar impostorul era în funcție. Era corect, era în funcție. Asemenea impostori putem să avem, nu că putem, avem și în zilele noastre. Adică dacă este în funcție, este un președinte ales Prin votul de. vot, hai să nu intrăm în detalii tehnice, te Dar rog. noi intrăm în aceste detalii. Dacă președintele Statelor Unite este ales prin Și să votul. acolo, dacă ne uităm acolo cu marzele, cu minorele, Corect, cu... corect. Asta vreau să spun. Prin slăbiciunile democrației sau votului democrației contemporane, este ales acolo, el este ales pentru principii și are o autoritate statală și organizațională. Dar când el începe să se refere la legitimitatea unor anumite credințe religioase, sau când președintele ales pe cale, prin mecanisme politicianiste și administrative, începe să se exprime asupra validității unor concepte religioase sau filozofice, acesta este un abuz de putere. Acest abuz de putere a fost săvârșit și de Irod atunci. Și magii au intrat pe moment în jocul acestui Nu cred că au șar pe intrat. care a fost, care a fost Irod. Adică dacă ești Era o ales. disperare, putem spune o disperare. Și când ai o disperare, te duci la autoritatea publică, nu? Și în loc să te Corect. lămurească, îți dă de lucru. Să fiu sincer, acum eu nu sunt super magul care dă sfaturi la 2000 de ani altor magi de atunci, dar mă gândesc, Sincer, nu. ai pierdut busola, ai pierdut orientarea. Păi nu te duci la o pramatie să te reorienteze. Întoarce-te în tine însuți sau acolo de unde ai avut până cu, eu știu, 2 luni, 2 săptămâni, ai avut orientarea, Numai puțin, numai redescoperă-ți puțin, orientarea numai aici, respectivă. aici Ai puțin pierdut, detonezi, numai puțin. despărțim la idee, nu, 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 dăm voie să-ți spun un singur lucru. În momentul când ajungi într-o funcție de responsabilitate, nu te uiți la om, te uiți la funcție. Și ca atare, acea funcție, de fapt, pe tine te orientează. Pentru că, în fond și până la urma urmei, competența se transformă în sinecură de partid. Iată-te de ce România este cum este. Iată-te de ce nu mai înțelege un lucru. Eu consider că un om nu este făcut de funcție, ci omul face funcția. Și de aceea, probabil Dumnezeu a vrut să se întâmple fenomenul sub forma aceasta, să ne arate nouă cât de mici suntem atât timp cât suntem despărțiți de El. Să fie limpede. Iar prin ceea ce oamenii încearcă, îți dau seama cât de mici sunt. N-au viziune de niciun fel. Irod n-a avut viziune. Deși a fost înconjurat de preoți. Să nu uităm treaba asta. Deci și preoții din ziua de astăzi s-au cam pierdut tenoriașii. Auleu! Și s-ar putea să fie o problemă, după părerea mea, mă rog. Eu nu sunt o persoană care să fiu băgat în seamă. Dar eu fac niște analize care, dacă îl mai pui cap la cap cu voi împreună, dăm de gândit. Cu siguranță. Și aici este abuzul de autoritate și pe o parte și cealaltă. Adică,
Președintele României nu are autoritatea din punct de vedere ideologic, religios, asupra poporului român. El are autoritatea pe care o definește Da, Constituția dar prin pentru asta trebuie să-și înțeleagă nelegiuirea. menirea. Și încă ceva. Patriarhul Daniel nu are autoritatea din punct de vedere administrativ asupra românilor. Episcopul de nu știu unde nu are autoritatea administrativă asupra românilor și nu trebuie să-și o aroge. Orice preot sau pastor de parohie sau de comunitate locală nu are autoritatea administrativă are asupra. Atunci când confundăm aceste autorități, este abuzul de autoritate. Da? Adică președintele României trebuie să se limiteze la autoritatea pe care o dă Constituția. Preotul sau pastorul unei parohii trebuie să se limiteze la autoritatea pe care i-o dă Sfânta Scriptură și eventual mărturisirea de credință pe Nu, care o are nu, de nu denominația vreau domniei să sale. fiu rău, dar știi că este o zicere. Dacă se poate, de ce să nu o fac? Corect, asta este o Atitudine orice neprincipială. sunt de acord, orice abuz săvârșit de fiecare dintre noi, de mine, de directorul OCPI sau cum se numește, orice abuz este o slăbiciune individuală sau vine dintr-o slăbiciune și dintr-o fisură a caracterului fiecarei persoane. Mirele, dragă, timpul a expirat și discuția a fost mai mult decât excelentă. Cred că va trebui să mai avem astfel de dezbateri pe anumite subiecte, pentru că lumea vrea puțin de tot, nu neapărat o dogmă, nu neapărat o chestiune pur religioasă, dar niște exemple despre gândire, de felul cum trebuie să abordăm subiectul. I-am propus domnului profesor Borțun această temă și mi-a răspuns foarte interesant și foarte repede, incitantă, ideea ei incitantă și sper ca domnia sa să găsească un pic de timp și pentru noi, pentru că mi-ar face deosebită plăcere să am o dezbatere cu domnia sa pe mod laic, interpretând acest text, punându-l în contextul istoric dat. Și sunt convins că folosind termenii științifici pe care domnia sa îi are și este stăpân pe ei, cred că va aduce multă lumină în mintea unor oameni care pot să genereze o schimbare. Și te rog acum să conchizi această dezbatere a noastră, o zbatere, ca să spunem așa, de ziua Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El fiind în centrul atenției, El fiind cel cântat în sinfonia Universului, atunci când oastea cerească cu îngerii, cu păstorii, cu animalele, cu toată lumea, au exultat și au exaltat o astfel de muzică pe care ne-o dorim toți. Muzica sufletului. Atunci când vorbim de nașterea Mântuitorului sau nașterea Domnului Iisus Hristos, chiar dacă acest eveniment este acoperit de, dintr-un anumit punct de vedere, frumos, drăguț, înduioșător de tradiții și de sărbători mai mult sau mai puțin mundane, totuși, când vorbim de nașterea Mântuitorului, vorbim de un eveniment grav, major, unic în istoria Universului nostru cunoscut. Nașterea Domnului Iisus Hristos este întruparea Dumnezeului unic și adevărat într-un trup de om. Practic, Dumnezeu unic și adevărat a venit în mijlocul nostru, a rasei umane, a venit în mijlocul istoriei. Pentru că de atunci noi spunem înainte de Hristos și după Hristos. Din motive pe care Dumnezeul nostru, Iahve, cum îl numesc creștinii, Dumnezeu, cum îl numim noi, a considerat să se facă cunoscut. Aș vrea să pot să înțeleg, să pricep, să practic consecințele acestui eveniment în mod adecvat, acceptând tradițiile duioase și frumoase de Crăciun, dar în același timp să nu uităm despre ceea ce vorbim noi acum este un eveniment
de anvergură cosmică, unică, venirea lui sau întruparea Dumnezeului cel viu și adevărat a Creatorului într-un trup de om, pentru a se face cunoscut, a ni se face cunoscut fiecăruia dintre noi. N-aș vrea să uit sau să ignor și sau să abordez fără sensibilitatea și capacitatea de percepție adecvate acest eveniment major. Și cu această ocazie, noi cei care am susținut și susținem în continuare proclamația din Banat, ne gândim și la Irod și propunem și românilor să reorganizăm administrația publică, locală și centrală, pe baza principiilor de eficiență și prin asumarea responsabilității administrative, precum și promovarea în posturile de conducere a unor oameni bine pregătiți, profesioniști, care pot duce la bun sfârșit proiecte de management finalizate la termen și derulate transparent cu evaluarea periodică a rezultatelor. Nu să dăm de lucru la alții. Mergeți voi și ne aduceți nouă. De aceea încurajăm eliminarea atitudinii defetiste, a fricii față de asumarea răspunderii, a obiceiului de justificare a neputinței și imobilismului prin sintagma nu se poate, foarte des întâlnită în activitatea funcționarilor publici. Din aceleași rațiuni, încurajăm digitalizarea activității din instituțiile publice ca instrument de modernizare a acestora, ca mijloc de debirocratizare a reducere a corupției, precum și eliminarea activităților redundante, care consumă inutil resurse umane, financiare și logistice. Iată dacă se aplică o astfel de atitudine, o astfel de reformă, Irodul care va fi pus să coordoneze probabil nu va mai fi unul narcisist, nu va fi unul egoist, ci va fi unul îndrumat de Dumnezeu, de bunul simț, de onestitate, de demnitate. Și ne gândim foarte serios ca dialogurile pe care le-am promovat să le continuăm în așa manieră încât să creăm adevărata libertate în care omul să poată decide în cunoștință de cauză, înțelegând, de fapt, semnificația profundă, nu a târgurilor de Crăciun, ci a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, care reprezintă schimbarea paradigmei și promovarea generozității de care are societatea omenească absolut nevoie, mai ales în ultima vreme. Și rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe toți românii, să îi facă să se bucure de nașterea Domnului Hristos, să-l sărbeze pe el și, urmându-i pas cu pas activitatea, să poate să înfăptească și schimbarea în bine mult trâmbițată. Doamne ajută, Doamne fă bine, la mulți ani români, la mulți ani România! Așa să fie.